O giurgiuveancă în vârstă de 56 de ani, în timp ce traversa petrecerea de pietoni, a fost lovită în plin de un șofer neatent din București. Incidentul s-a produs duminică în jurul prânzului, petrecerea de pietoni de la Casa Cărții. În urma impactului, femeia a fost transportată la Spitalul Județean Giurgiu, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale. Din fericire, victima a suferit răni ușoare fără a fi internată în spital. În data de 15 decembrie anul curent, în jurul orei 14:30, pe Bulevardul București din municipiul Giurgiu, un bărbat de 24 de ani din municipiul București, în timp ce conducea autoturismul, la trecerea de pietoni la intersecția cu strada Trandafirilor, nu a acordat prioritate de trecere unui pieton în vârstă de 56 de ani din municipiul Giurgiu, pieton care se afla angajat în traversarea străzii prin loc marcat și semnalizat corespunzător. În urma accidentului, pietonul a fost rănit ușor, a fost preluat de un echipaj al ambulanței, transportat la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu în vederea acordării de îngrijiri medicale. Șoferul care nu a acordat prioritate și a lovit femeia a fost testat de polițiștii sosiți la fața locului pentru a se stabili dacă acesta era sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării s-a constatat că bărbatul nu consumase alcool și că accidentul s-a produs pe fondul neatenției. Potrivit anchetatorilor, conducătorului auto i s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.